Un nou spital de oncologie a fost inaugurat la Suceava. Evenimentul a debutat cu o slujbă religioasă, după care o icoană a fost pusă la intrarea în noua unitate medicală. Față, într-o altă calitate, împreună am conceput acest nou proiect pentru corpul de spital de oncologie, având în vedere presiunea care era, numărul de bolnavi care au nevoie și, încă o dată, domnule Rădu, mulțumesc pentru că am făcut un parteneriat lung. Noul primar al municipiului Suceava are și el planuri mari. Edilul este convins că autoritățile vor reuși să edifice chiar un institut de oncologie. Noul spital, cu 4 etaje, 5.000 de metri pătrați construiți și 90 de paturi, a fost finalizat cu aproape 2 luni înainte de termenul maxim de execuție, care era stabilit pentru data de 10 noiembrie 2024.